Accident rutier mortal astăzi în jurul orei 12 în localitatea Boureni, comuna Moțca. O fetiță de circa 3 ani a fost lovită de un microbuz școlar. La fața locului a fost chemat de urgență un echipaj de ambulanță cu medic. Salvatorii nu au reușit să o readucă la viață pe micuță din cauza rănilor grave suferite. Potrivit unor surse, se pare că mama fetiței ar fi ieșit împreună cu ea la microbuz pentru a-l lua pe fratele mai mare, care se întorcea de la cursuri. În timp ce băiatul cobora din mașină, fetița s-ar fi dus în partea din fața mașinii, fără să fie văzută de cineva, iar când aceasta s-a pus în mișcare, ea a fost prinsă de desubt. Polițiștii rutieri au fost sesizați prin apelul unic de urgență 112 despre un accident care a avut loc pe raza comunei Moțca și s-a soldat cu o victimă. Din primele cercetări efectuate la fața locului, a rezultat faptul că un minor care ar fi fost lăsat nesupravegheat a fi fost acroșat de un microbuz școlar, acesta decedent. Grav este și faptul că șoferul microbuzului, care aparține școlii gimnaziale Moțca, deși se afla în timpul programului de lucru și ducea elevii acasă, se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării, valoarea alcoolemiei a ieșit de 0,0 mg per litru alcool pur în aerul expirat. De precizat este faptul că șoferul microbuzului a fost testat de colegii mei, stabilindu-se că se afla sub influența băuturilor alcoolice. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii întregii situații de fapt. Șoferul era în timpul serviciului pe mașină. Da. Trupul neînsuflețit a fost dus la Institutul de Medicină Legală Iași pentru necropsie, iar anchetatorii vor stabili cum s-a petrecut cu exactitate tragedia. Efortul administrației din Pașcan de a ajuta regia de termoficare a fost în zadar sau insuficient. Cei 400.000 de lei subvenții suplimentare achitate în avans cu banii luați de la investiții și diminuarea prețului la căldură pentru populație nu au determinat furnizorul de gaz să reia furnizarea. Asta deoarece, cu tot cu factura curentă, ar mai fi de achitat încă 350.000 de lei, iar REAGCL nu are banii necesari. Directorul regiei a precizat în cadrul emisiunii Pulsul Zilei că urmează să se întâlnească cu furnizorul de gaz la începutul acestei săptămâni. Negocierile au ieșuat, iar pășcănenii mai au de așteptat până vor avea căldură în apartamente. Așadar, acești 400.000 de lei pe care îi putem primi de la Consiliul Local ajută într-adevăr regia, dar e o rezolvare, să spunem, temporară. Aseară am avut o discuție cu directorul comercial al furnizorului și mi-a comunicat faptul că atât timp cât nu este achitată întreaga datorie scadentă, el nu va da ordine de pornire repornirea furnizării gazelor naturale. Luni dimineață voi merge la București și o să încerc să am o discuție cu dumnealui și să găsim o cale și să putem continua colaborarea. În aceste condiții, REAGCL Pașcani caută un alt furnizor de gaze. Managerul interimar, Gelu Nedelcu, spune că acum prețurile la gaze sunt mult mai mari decât cele contractate anterior și că de această dată plata trebuie făcută în avans. În cursul zilei de mâine sunt stabilite negocieri cu o altă societate. Dacă va fi încheiat un alt contract, regia va furniza căldură începând de săptămâna viitoare. În funcție de ceea ce vom discuta la București, vă pot spune, continuăm cu actualul furnizor, plătim, dăm drumul la gaz sau căutăm alt furnizor, ceea ce eu nu mi-aș dori, dar poate fi și asta o variantă și asta înseamnă, să spunem, încă maxim o săptămână pentru perfectarea contractelor, toate avizele care se dau către distribuitori, pentru că, după cum știți probabil, rețeaua de distribuție este preluată de cineva, de o altă companie, noi încheiem cu un furnizor. Chiar dacă va fi încheiat un nou contract pentru furnizarea gazelor în condiții mai puțin avantajoase ca cele de acum, rămâne riscul ca unitățile de învățământ și cele peste 2600 de familii abonate la sistemul centralizat să rămână fără căldură chiar în timpul iernii. Asta deoarece REAGCL va trebui să facă rost de bani pentru achitarea în avans a facturilor, în condițiile în care costurile vor fi mai mari, iar încasările mai mici în urma diminuării prețului de factură.
facturare. Mai mult, regia are în continuare conturile blocate și datorii de peste 40 de milioane de lei la fisc. Atât primarul municipiului cât și conducerea regiei admit că din primăvara anului 2019 va înceta activitatea de termie la RAGCL, iar la unitățile de învățământ vor fi montate centrale termice individuale. Deci ne gândim la așa ceva, eu i-am propus domnului primar, i-am propus domnului Zanet, pentru fiecare instituție publică în parte, cum trebuie sau cum ar trebui făcut. Proiectul, dacă va trebui să facă cineva ca și proiect, va trebui să fie făcut de o companie de proiectare, pentru că sunt niște reglementări și care sunt lucruri inginerești. Noi suntem ingineri, dar nu avem viză, pentru că avem, poate avem ideea sau știm ce avem de făcut, dar trebuie căutat o companie. De realizat, o realizăm cu oamenii noștri, asta e ultima problemă, dar proiectul în sine și toată documentația trebuie întocmită de cel care a făcut. Menționăm că săptămâna trecută legislativul local a fost convocat pentru a aproba diminuarea prețului de facturare a căldurii la populație de la 265 la 170 de lei și majorarea subvenției cu 400 de mii de lei. Măsurile au fost aprobate doar de consilierii PSD și PMP, în timp ce liberalii s-au abținut de la vot. Inspectorii de la situații de urgență au început verificările privind respectarea legislației în domeniu la mai multe instituții din Pașcani. În cursul zilei de azi au ajuns la primăria Pașcani și biblioteca municipală. Controlele sunt planificate timp de 2 zile, după care vor fi întocmite rapoartele de constatare. Sunt vizate și instituțiile serviciilor și societăților de interes public. În această dimineață, la Primăria Municipiului Pașcani, a sosit o echipă de control din cadrul ISU Iași. Sunt acele controle tematice pe care pompierii le desfășoară în fiecare an la unitățile administrativ-teritoriale din țară. Controlul se efectuează atât în Primăria Municipiului Pașcani, cât și la compartimentele și serviciile din subordinea Primăriei Municipiului Pașcani. Mă refer aici la gospodărie, seră, bibliotecă, piețe și inclusiv la cantina socială. Astăzi au făcut o parte din control, mai au mâine de verificat și cel mai probabil mâine va fi făcut și procesul verbal final. Inspectorii vor verifica și modul cum au fost duse la îndeplinire sarcinile date în urma altor controle. Anul trecut, Primăria Pașcani a primit 2 sancțiuni în valoare de peste 50.000 de lei, deoarece nu au fost îndeplinite cerințele pentru obținerea avizului la sala multifuncțională din cadrul primăriei, dar și la piața agroalimentară din zona Vale. Vizită din 7 țări în această săptămână la școala gimnazială Lunca din suburbia municipiului Pașcani. 12 profesori și 8 copii au venit în unitatea de învățământ în cadrul unui proiect Erasmus+. Micii oameni de știință construiesc și proiectează Europa. De luni și până vineri urmează activități interesante. Începând de ieri, au început să se deruleze activitățile proiectului Micii oameni de știință construiesc și proiectează Europa. Sunt la noi în școală toți partenerii, adică cei 7 și cu noi suntem 8. Ieri am avut activități practice legate de tema proiectului pentru anul acesta, care este alimentele combustibile pentru organism. La toate clasele au fost organizate activități practice la care elevii au experimentat lucruri pe care nu le-ar face la ore, zi de zi. Luni, delegația din străinătate a vizitat sediul primăriei orașului. A fost primită de viceprimarul Gabriela Nedelcu, cea care le-a vorbit despre structura organizatorică a municipiului. Școala gimnazială Lunca Pașcani a depus și a câștigat un proiect în parteneriat cu alte 7 țări, un proiect Erasmus+, deci un proiect pe fonduri europene, care vizează schimburile de experiențe și bune practici între profesorii din respectivele țări. Și avem coordonatorul proiectului Olanda, Anglia, Lituania, Germania, Grecia, Italia și Suedia. Au venit la noi în primărie, le-am prezentat
prezentat pe scurt structura organizatorică a municipiului nostru, administrația publică locală. Ceea ce am vrut să subliniez în mod special este faptul că încercăm prin toate resursele pe care le avem, buget propriu, fonduri europene, prin resursele umane care nu sunt de neglijat, să dezvoltăm sistemul de învățământ pășcănean, astfel încât acesta să ajungă la valori europene. Întâlnirea oficială s-a desfășurat în sala de ședințe, acolo unde pe tot parcursul întrevederii a rulat un clip video de prezentare a localității. Ne aflăm acum la sediul primăriei municipiului Pașcani. Suntem în sala de ședințe a Consiliului Local. We are in the boardroom of the council, city council. Locul unde se iau deciziile în ceea ce privește activitatea în orașul nostru. The place where they, the councilor decide the future of this city. Am să vă spun câteva cuvinte legate de municipiul nostru, de orașul nostru. She's gonna say something about our city. Orașul nostru, ca și atestare documentară, deci primele date le avem din anul 1453. Marți au continuat activitățile în școală mai neobișnuită decât până acum. În toate sălile de curs s-au făcut diferite lucruri, printre care și prăjituri sau murături pentru iarnă. Astăzi am făcut brânză și am pus murături. Ce murături ai pus și ce rețetă ai folosit? Rețeta clasică. Eu astăzi ne-am organizat lucruri pentru a pregăti niște murături. Ce ai făcut astăzi? Noi azi am făcut murături. Da? Și multe ore foarte frumoase alături de doamna. Da. Și cu toți copiii ne-am distrat astăzi. Și ieri mi-a plăcut foarte mult că ieri am făcut experimente și azi am pus castraveți la mugat pe echipe. Mie mi-a plăcut foarte mult. În celelalte zile, delegația va vizita importanți agenți economici de pe raza orașului și suburbii și vor merge la Iași, capitala Moldovei, unde vor vedea importante obiective turistice. Vom avea o vizită la Pacmaia și mai pe seară la ferma din sat. Miercuri vor fi activități în parteneriat cu școala specială până la ora 10, apoi din nou în școală activități la fiecare clasă. Joi vom merge la Iași și profesorii vor participa la un curs la universitate, copiii vor vizita la Palat, Muzeul Etnografic, apoi vor avea activități la Grădina Botanică, vor învăța jocuri unii de la alții. Și în sfârșit, vineri, va fi o întâlnire cu părinții, gazdă, profesorii copiilor și mai pe seară vor pleca spre țările lor cu amintirile pe care le-au cules de la noi. De precizat este și faptul că toți cei 8 copii din străinătate vor locui în această perioadă în familiile elevilor din Lunca. Doresc să știți că la momentul acesta în școală la noi sunt 12 profesori și 8 copii. Copiii sunt cazați în familii, se simt foarte bine, participă cu copiii care îi cazează la activitățile la care participă ei, iar în timpul liber socializează sau vizitează împreună cu familia locuri dincolo de sat sau de oraș. În toată această perioadă, organizatorii vor face schimburi de idei și metode în ceea ce privește sistemul de învățământ din țările participante, iar elevii își vor dezvolta abilitățile de a comunica cu cetățenii străini și de a-și expune idei fără teamă. Menționăm că partenerii în acest proiect sunt România, Lituania, Suedia, Olanda, Grecia, Germania, Irlanda de Nord și Italia.
campanie de conștientizare a populației cu privire la necesitatea asigurării obligatorii a locuințelor. Evenimentul este organizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară și Pulul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale ESA în perioada 15-19 octombrie 2018. Una dintre întâlniri va avea loc în orașul Târgu Frumos la sediul Centrului Multifuncțional, joi 17 octombrie, începând cu ora 13. Joi, începând cu orele 9:30 la Centrul Social din orașul Târgu Frumos, se va desfășura programul de educație financiară pentru beneficiarii polițelor de asigurare obligatorie a locuințelor, PAD, în colaborare cu reprezentanții Autorității de Supraveghere Financiară. Acțiunea se desfășoară în parcursul lunii octombrie 2018, aceasta fiind a doua ediție a campaniei Anul acesta îmi protejez casa. Campania ce are ca obiect educație financiară a cetățenilor cu privire la riscurile pe care le acoperă polița PAD, respectiv la protecția cetățenilor privind asigurarea locuințelor împotriva cutremurilor, falmecărilor de teren și inundațiilor. Campania se află la a doua ediție. În acest an se desfășoară sub sloganul Anul acesta îmi protejez casa, în 8 orașe din regiunea Moldovei, cea mai afectată de riscurile acoperite de polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale. Conform datelor ASF, în România sunt 7,3 milioane de locuințe neasigurate. Primăriile din județul Iași se plâng că demersurile pentru furnizarea de cornuri, lapte și fructe copiilor din școli și grădinițe sunt dificile și că au fost luate prin surprindere de hotărârea Consiliului Județean Iași ca licitațiile să fie organizate de autoritățile locale. Până acum s-a reușit doar înființarea unor comisii solicitate de lege și se lucrează la întocmirea dosarelor de achiziție. La Pașcani și Hârlău, licitațiile ar urma să fie demarate în câteva zile, iar contractele să fie încheiate până la sfârșitul lunii. La Târgu Frumos, primăria așteaptă lămuriri privind finanțarea pentru anul viitor, în condițiile în care Consiliul Județean Iași a trimis bani doar până la sfârșitul acestui an. După cum bine știți, în urmă cu câteva săptămâni a fost semnată dispoziția de înființare a unei comisii de implementare și monitorizare formată din 7 funcționari publici, prezidată de doamna viceprimar. Această comisie urmează să se ocupe de acel program, să zicem pe scurt, cornul și laptele în școli, de procedurile de licitație pentru acest program. Ce, după cum la fel știți, cei de la Consiliul Județean au transmis că fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să se ocupe de procedura de achiziție. Astfel s-a lucrat la caietul de sarcini. Sperăm noi ca în câteva săptămâni de zile să finalizăm partea de achiziție și undeva la sfârșitul lunii octombrie să avem încheiate și acele contracte de distribuție. La Pașcani, suma alocată este de circa 352.000 de lei, la Târgu Frumos 185.000 de lei, iar pentru Hârlău 176.000 de lei. Din acești bani trebuie asigurată furnizarea produselor destinate elevilor până pe data de 21 decembrie, urmând ca sumele destinate pentru anul viitor să fie stabilite și transferate anul viitor. Consilierii județeni motivează că au luat decizia de a transfera programul Cornul și la primăriile din județ cu scopul simplificării procedurilor de licitație și distribuție. Asta după ce, acum 4 ani de zile, competențele au fost transferate de la autoritățile locale la cele județene. Sărbătoare mare la sfârșitul acestei săptămâni în localitatea Hereșteni. Primăria organizează vineri 19 octombrie Festivalul Tradiției și Obiceiuri Românești la Căminul Cultural. Evenimentul va începe de la ora 17 cu o șezătoare tradițională. În data din 19 octombrie 2018 la Hereșteni se va desfășura un festival intitulat Tradiții și Obiceiuri Românești specifice zonei Hereșteni, la Căminul Cultural Hereșteni, având un program cultural, educativ, folcloric și au întâlnit de suflet cu
fiii satului. În cadrul acestui festival vom avea o șezătoare literală, tradițională, o pictură de artă naivă, culorile copilăriei. În aceeași zi, administrația locală va premia 8 cupluri de aur care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și tot atâția elevi care au obținut locuri fruntașe la olimpiadele județene și naționale în anul școlar trecut. Totodată vom sărbători 8 cupluri care vor împlini 50 de ani de căsătorie. Tot acum vom premia elevii care au obținut premii la olimpiadele județene. În anul școlar 2017-2018 sunt în număr de 8 elevi. Iar pentru prima dată vom premia cel mai devotat cetățean cu privire la activitatea civică. Iar la final vom avea hora satului. Partea de spectacol va fi asigurată de ansamblurile Perla din Ucraina, Mugurelul și 3 generații din Heleșteni. Menționăm că administrația locală organizează în cursul anului tot felul de evenimente culturale pentru a păstra și promova tradițiile românești de la sate. Miercuri vremea va fi predominant frumoasă, iar valorile termice vor fi mult mai ridicate decât mediile climatologice specifice datei, mai ales în jumătatea de nord a teritoriului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade, iar cele minime în general între 3 și 13 grade. Cerul va avea înorări temporare în regiunile sudice și sud-estice, unde noaptea izolat va ploua slab. În restul teritoriului cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări pe crestele munților, în sudul Banatului, în nordul Munteniei, precum și în delta Dunării. Miercuri, în județul Iași, vremea va fi călduroasă pentru această dată a anului. Temperaturile vor varia de la 6 grade de dimineață și până la 23 de grade în cea de-a doua parte a zilei. Cerul va fi însorit, așadar vă puteți bucura de o zi de toamnă minunată.